Klaus Iohannis a promulgat ordonanța privind arestul la domiciliu. Durata maximă a măsurii nu poate depăși 180 de zile în timpul urmăririi penale și 5 ani în faza de judecată. Această modificare vine după ce Curtea Constituțională a decis că arestul la domiciliu este neconstituțional. Modificarea reglementează articolul din Codul de Procedură Penală privind durata maximă a arestului la domiciliu. Ordonanța de urgență prevede că măsura arestului la domiciliu poate fi luată pentru o perioadă de cel mult 30 de zile în timpul urmăririi penale. Măsura poate fi prelungită tot cu 30 de zile pentru maximum 180 de zile. În faza de judecată, măsura arestului la domiciliu se va dispune tot pe o durată de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de cel mult 5 ani. Proiectul a fost adoptat în Parlament în 10 mai și a fost trimis președintelui spre promulgare în 12 mai.